Săndoi a primit ultimatum din partea conducerii clubului, victorie la Iași sau demisia. CSU a jucat slab în ultima etapă și a pierdut în fața formației FC Voluntari cu 1-2 pe Extensiv Park. Cu 27 de puncte, oltenii se află la 5 lungimi de locul 6, care duce în play-off. Săndoi este însă optimist și crede că victoria la Iași poate relansa lupta pentru primele locuri. CSM și Iași a fost eliminată și din sferturile Cupei României de CFR Cluj. Știm că ne așteaptă un joc greu, chiar i-am văzut și aseară pe cei de la Iași în confruntarea din Cupa României cu CFR Cluj. Îi cunoaștem foarte bine și sperăm că în acest ultim joc pe care îl avem înainte de vacanță să îndreptăm imaginea pe care am creat-o în ultimele etape, dar v-am spus, această imagine cred că s-a creat și datorită unor șocuri până la urmă care au fost la echipă. Adică și accidentări, și arbitraje, și, mă rog, poate și altfel de șocuri. Trebuie să recuperăm puncte, cât putem, câte meciuri am mai rămas, să recuperăm, dacă se poate, toate punctele care ne-am părut. Ce se întâmplă cu voi, nu știți să dădea vingerea foarte, aveți un problemă, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Ați uitat să jucați fotbal? Nu e vorba că am uitat să jucăm fotbal. Fiecare dintre noi, oricare, numai atacanții, ar vrea să dea 2-3 goluri pe meci. Dacă nu se poate la unele meciuri. Meciul dintre CSM Iași și CSU se va juca sâmbătă de la ora 18. Liga 1 va intra în vacanță până pe 3 februarie, când se vor mai juca ultimele 3 meciuri din retur.